După cum știți, am venit aseară, am făcut o vizită inopinantă în Spitalul Județean. Nu am vizitat secții reabilitate, am vizitat secții nereabilitate. Am trecut prin serviciul de urgență pe care l-am găsit plin. Nu am semnalat probleme deosebite, pentru că a fost întrebat, vă răspund acum, nu am semnalat probleme deosebite în spital, era curat, personalul își face treaba, am întâlnit cu medicii de gardă, am discutat și cu pacienți. Imaginea este aceea unui spital județean care nu a fost încă renovat complet, care are încă probleme, așa cum sunt foarte multe probleme în sistemul de sănătate din România. În cursul dimineții am avut întâlnire cu toți managerii de spitale, cu autoritățile locale, cu parlamentarii. Am invitat și mulțumesc colegilor mei care au invitat toți parlamentarii și cei care au dorit au putut să participe la această întâlnire. De altfel, eu cu parlamentarii mă întâlnesc în mod frecvent pentru că, așa cum știți, particip și la activitățile parlamentare și cu parlamentarii dumneavoastră chiar am discuții, cred că, în fiecare luni. Despre problemele din județ.